În adâncurile istoriei, pe meleaguri românești, a fost descoperit un mister care sfidează timpul. Tăblițele de la Tărtăria. Sunt acestea oare cele mai vechi scrieri din istoria umanității? Anul 1961 marchează un moment crucial. Arheologul Nicolae Vlasa descoperă în județul Alba la Tărtăria trei tăblițe de lut cu pictograme misterioase. Experții sunt uimiți să afle că vechimea lor ar putea atinge 7000 de ani înainte de scrierea mesopotamiană. Aceste artefacte, mai vechi decât hieroglifele egiptene sau scrierile cuneiforme, ar putea fi legate de civilizația Vinca, o cultură europeană străveche. Harald Harman, lingvist și om de știință, susține că tăblițele reprezintă prima scriere a omului, o teorie care ar putea rescrie istoria civilizațiilor. În ciuda cercetărilor extinse, tăblițele rămân o enigmă. Analizele sugerează că aparțineau unei femei șaman, iar simbolurile lor ar putea avea roluri magico-religioase, descriind chiar un calendar agricol lunar. În timp ce unii le văd ca simple ornamente, alții cred că ar putea fi dovada unei migrații sumeriene din spațiul carpato-danubian. Misterul tăblițelor de la Tărtăria continuă să fascineze și să provoace lumea științifică. Pe gadgetreport.ro aflați mai multe amănunte.